Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, de la Matei, citire. Să luăm aminte, în vremea aceea a venit Iisus din Galileea, la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de către el. Ioan însă îl oprea zicând, eu am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Iar Iisus, răspunzând, a zis către el, lasă acum, căci așa se cuvine să împlinim toată dreptatea. Atunci Ioan l-a lăsat, iar după ce s-a botezat Iisus, în clipa când a ieșit din apă, iată cerurile s-au deschis și Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel și venind peste dânsul și iată un glas din ceruri care a zis, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Și al Sfântului Duh. Amin. Preaiubiți frați și surori, suntem, iată, la a treia mare sărbătoare împărătească în curs de două săptămâni. L-am văzut pe Hristos prunc, născut în peșteră și culcat în iesle, la sărbătoarea nașterii Domnului. L-am văzut la tăierea împrejur, la 8 zile, Mântuitorul ca evreu primind pecetea apartenenței sale la poporul ales, la urmașii lui Avram, prin tăierea împrejur, iar acum îl vedem pe Mântuitorul, om matur, ca de 30 de ani, venind din Galileea în Iudeea, cum ne spune Evanghelia de astăzi. Da, Mântuitorul era galilean, se născuse la Betleem, în seminția lui David, în orașul lui David, dar atât în Galileea, în Nazaret, în timp ce Ioan era iudeu, din Iudeea, el se născuse la Ein Karem, aproape de Ierusalim, și activitatea lui se desfășura tot în Iudeea, la Iordan, în partea iudeiană a Iordanului, aproape de vărsarea Iordanului în Marea Moartă, unde până astăzi săvârșește slujba la Iordan,
acum la bobotează. Aproape de, cum spuneam, de Marea Moartă și aproape de mănăstirea Sfântului Gherasim de la Iordan. Dar Iisus venea spre Ioan. Venea din Iudeea, din Galileea, venea la Iordan, la Ioan. Vă spuneam altă dată despre un vestit tablou al unui pictor rus din veacul XIX, Ivanov. Un tablou pe care am avut ocazia să-l văd de repetate ori în galeriile Tretiakov din Moscova. Un tablou la care Ivanov a lucrat 30 de ani. Și s-au păstrat nu numai tabloul în sine foarte mare, de vreo 6 metri pe 4, 6 metri lățime, așa pe 4 înălțime, dar s-au păstrat mii de detalii, de schițe pe care le-a făcut pentru acest tablou, că a lucrat la el 30 de ani. Este tabloul reprezentativ pentru Ivanov. Sigur, a lucrat și altele, a fost pictor mare. În acest tablou este arătată venirea lui Iisus spre Ioan. Ioan n-a îndrăznit să-l prezinte pe Iisus, chiar așa. Iisus se vede ca în ceață, vine de departe spre Ioan. Și Ioan, prezentat cum s-a ridicat în sus, prin Duhul Sfânt a fost înștiințat că vine Iisus la el. Și privind cu toată ființa lui spre Iisus, îl arată. E momentul când el spune, iată Mielul Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și în prim planul tabloului este Ioan și oamenii din jurul lui Ioan. Și ceea ce tabloul surprinde este reacția oamenilor. Deci, pe de o parte, toată fizionomia, toată figura lui Ioan, care este personaj principal acolo în tablou și care îl arată pe Iisus, dar și reacția oamenilor. Unii care auzind sunt gata să fugă spre Iisus, alții care sunt mai leneși, care se ridică mai greu, sunt oameni care prind greu și se aude. Nu, zilele acestea am spus mereu că începem slujba la 7 fără un sfert. Ei, unii nu s-au sculat încă. Au reacții mai încete. Și asta se reflectă după aceea în toată viața oamenilor. Una e când spui, am programul, aud cu tare, fac. Alta când spui, mai văd eu. Deși reacția unor oameni este așa mai reticentă sau mai înceată, alții sunt îndoielnici. Se vede pe figura lor, în tabloul lui Evanus, se vede pe figura lor că nu-l crede Ioan. Într-adevăr, Evanghelia de la Ioan îi spune că după ce Iisus a venit la Iordan și s-a întâlnit cu Ioan și Ioan l-a mărturisit, l-a botezat, l-a mărturisit, numai doi ucenici al lui Ioan au plecat după Iisus. Și l-au întrebat, Mântuitorul a întrebat, ce voiți? Și ei răspund, Doamne, unde locuiești? Și Iisus le-a spus, veniți și vedeți. Și atunci au mers după Iisus și au rămas în noaptea aceea la Iisus, încât a doua zi, plin de credință, au mărturisit altora, l-am aflat pe Mesia. Momentul acesta al întâlnirii cu Ioan, Mântuitorul vine la Iordan, se amestecă în mulțime, am spune, era mari mulțimi, în Evanghelie ne spune că la Ioan veneau din toată Iudeea și Galileea și de dincolo de Iordan, practic evrei de peste tot. Și el vorbea despre venirea Împărăției lui Dumnezeu, despre Mesia. Le vestea că s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu.
le cerea să se pocăiască. Mesajul era foarte clar exprimat, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și ca semn al acestei pocăințe, primeau botezul lui Ioan, despre care Ioan însuși spune, eu vă botez cu apă spre pocăință, adică semn al schimbării vieții. Vine însă după mine și el care este mai mare decât mine, care nu sunt vrențe, de el cureau încălțămintilor, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Mesajul lui Ioan e foarte clar prezentat în Evanghelie și toate Evanghelii se coroborează foarte interesant pe acest mesaj. Ioan este înainte mergător, este cel care pregătește calea Domnului și care prin botezul, prin predica sa și botez pocăință, prin chemarea la pocăință, vrea să pregătească calea Domnului împlinind profeția lui Isaia. Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Tot dealul se coboare, toată valea se umple, faceți cele strâmbe drepte și așa mai departe. Misiunea Lui este foarte clară, de a pregăti venirea Domnului la noi. Iisus se amestecă în mulțime care se boteza și se coboară și el la Iordan să fie botezat de către Ioan. Și Evanghelia de la Ioan ne spune, de la Matei ne spune că Ioan îl oprea, zicând, eu se cuvine să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Ioan recunoaște pe Iisus ca Mesia, vedeți, Duhul Sfânt l-a înștiințat și acum recunoaște prin Duhul Sfânt că Iisus e Mesia. El știe că este rob și că l-are în fața sa pe stăpânul și ezită să-l boteze. Și ar vrea mai degrabă el să fie botezat de către Iisus. Ori Mântuitor răspunde, lasă acum că așa se cuvine să primim toată dreptatea. Sigur, e un cuvânt pentru noi încă enigmatic. Ce spune Iisus aici? Da, Iisus aduce adevăratul botez. Ioan însuși a spus-o că Iisus este Cel care botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Încă nu era timpul acestui adevărat botez. Că adevăratul botez al lui Iisus își are temeiul în lucrarea Mântuitoarei lui Hristos, care este încununată prin jertfa de pe cruce, prin învierea din morți. Iisus încă nu murise pe cruce, nu înviase și era încât botezul lui încă nu era prezent. Dar acum este botezul lui Ioan. Ce înseamnă acest toată dreptatea? Putea spune, cuvântul dreptate înseamnă a da fiecăruia ce îi se cuvine. Asta înseamnă dreptate în sens juridic. Sigur că nu e vorba numai de sensul juridic. Dar dreptul lui Ioan, Ioan e botezătorul, așa a rămas în istoria biblică, în tradiția creștină și așa este prezentat și în istoria iudaică. Iosif Flaviu, în paragraful în care vorbește despre Ioan, despre uciderea lui Ioan, îl numește așa, Ioan Botezătorul. Ioannis o vaftistis în limba greacă. Iosif Flaviu a scris cartea sa în limba greacă, Antichități Iudaice, și numește pe Ioan, Ioan Botezătorul. El își împlinește chemarea de botezător prin botezarea lui Iisus. Tot ce făcuse până atunci se săvârșise în vederea acestei întâlniri extraordinare și a botezării lui Iisus, prin care Mesia este arătat lumii.
Evanghelia ne spune apoi că în momentul în care Iisus s-a botezat, s-a văzut Duhul Sfânt pogorându-se în chip vizibil, în chip concret, am spune, de porumbel. Și glas din ceruri s-a auzit care a zis: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit pe acesta să-L ascultați. Deci sunt o afirmație care revine la schimbarea, la fața Mântuitorului pe muntele Tabor. Vorbește Tatăl din cer, mărturisindu-L pe Fiul care se botează, iar Duhul Sfânt este prezent în chip văzut. De aceea, într-o parte, spunem că la botez s-a săvârșit arătarea Treimii. În Iordan, botezându-te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat, că glasul Părintului a mărturisit ție, Fiul iubit pe Tine numindu-te și Duhul în chip de porumbel a adevărit întărirea cuvântului. Și a ne spune troparul, s-a arătat faptul că trebuie să ne închinăm unui Dumnezeu care este o trinitate de persoane. Dumnezeul nostru este Dumnezeu unic. Spunem că Dumnezeu este unul, dar este unul în unitatea a trei persoane distincte. Deci dogma Scripturii ebraice este unitatea lui Dumnezeu. Ne-am altă dată că evreul își începe rugăciunea de dimineață cu așel Shema. Shema Israel. Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru, Domnul este unul. Ehad, în limba ebraică. Asta este dogmă fundamentală pentru evrei și pentru noi, ca creștini, care moștenim Scriptura ebraică și învățătura despre unitatea lui Dumnezeu. Dar în Scriptură Dumnezeu ne se descoperă că este în mod tainic și din negri pentru noi unul, dar întreit în persoane. Este o ființă divină, Dumnezeu este unul după ființă sau după fire, dar întreit în persoane. Și noi suntem ca oameni toți una după fire. Firea omenească este una. Toți oamenii, de totdeauna, de la Adam până la sfârșitul veacului, împărtășim o singură fire umană. Suntem diferiți ca persoane, dar toți suntem oameni. Împărtășim aceeași fire. Ei, oarecum, într-o asemănare nu de plin potrivită, spune și firea dumnezeiască este unică, dar această fire este împărtășită de trei persoane divine. De fapt, în chip tainic ni se descoperă trinitatea persoanelor divine în Scriptură, în Vechiul Testament. Deci, la începutul zidirii, citim în facere că Dumnezeu s-a sfătuit. Cu cine s-a sfătuit? Că nu era nimeni încă. Să facem pe om după chipul și asemănarea noastră, la plural,
noi să facem asemănarea noastră. Deci cum se descoperă tainic sfat al trăinii. Sau relatarea despre potop, se spune despre cei care uitaseră Dumnezeu la turnul Babel, iar se sfătuiește trimie, spune, haideți să le amestecăm limbile. Și vedem cum pe parcursul Vechiului Testament se descoperă tainic că există nu o singură persoană, ci trei persoane. Se vorbește pe de o parte de înțelepciunea lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de cel Dabar, Adonai, cuvântul lui Dumnezeu, de care e vorba de atâtea ori în Scriptură. Avem de psalmul 118, care este un imn închinat cuvântului. Se vorbește despre Duhul Sfânt, insistent, de la începutul începuturilor, în al doilea verset din Scriptură. Păi ce se spune? La început a făcut Dumnezeu cerurile și pământul. Bereșit bara Elohim, et haretz, hashamayim, et haretz, viareți. Și apoi în versetul 2 se spune și pământul era pustiu și gol și Duhul Domnului se purta deasupra apelor. Duhul Domnului, Ruach Adonai. Iată, Duhul Sfânt apare de la început ca cel care creează sau prin care se creează. Prin Scriptura, deși se mărturisiri despre faptul că Dumnezeu este Dumnezeu, adică unul, dar că este întreit în persoane. Ei, această descoperire se face de săvârșit în Noul Testament. Se face de la întruparea Mântuitorului că Dumnezeu trimite pe Fiul Său care se naște prin Duhul Sfânt, din Fecioara Maria, vedeți, avem Tatăl care trimite pe Fiul, care se naște în Duhul Sfânt, trei persoane, iar pe parcursul Noului Testament se repetă această descoperire în diferite feluri. Până când Mântuitorul, înviat din morți, le poruncește apostolilor, mergând învățați toate neamurile, botezându-i pe ei în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iar apostolii învață să cheme numele Sfintei Treimi și binecuvintează numele Sfintei Treimi și avem atâtea exemple. Cel mai elocvent de pildă în finalul epistolei 2 Corinteni 13:13, unde apostolul Pavel spune: Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Avem o mulțime de astfel de texte în care se descoperă Trinitatea Divină. Mântuitorul a vorbit adeseori de Tatăl, de faptul că Tatăl l-a trimis, că El este Fiul, că este deopotrivă cu Tatăl. Nu? Și citim în Ioan, capitolul 5, că pentru aceia iudeii căutau să-L omoare pe Iisus, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci și pentru că se făcea pe sine Fiul Dumnezeu, se numea pe sine Fiul Dumnezeu, făcându-se deopotrivă cu Dumnezeu. Deci ideea a înțeles? Mântuitorul învăța unitatea între Fiul și Tatăl și faptul că Fiul este deopotrivă cu Dumnezeu, de o ființă cu Dumnezeu. Iar rugăciunea arhiereiască, Mântuitorul se roagă
pentru ucenicii săi ca toți să fie una, precum spune El, eu întru tine, Tată, și tu întru mine, așa și ei să fie desfășurată una, și mai departe. Ioan capitolul 17, este foarte clar, pe tot parcursul Noului Testament avem această descoperire că Dumnezeu este treimi. Când eram la cursul de doctorat, la începutul anului 70, l-am avut profesor 3 ani, printre alții, cu părintele profesor Dumitru Stăniloae. Îmi face plăcere să-l evoc. Iată, sunt în anul acesta, vor veni 30 de ani de la plecarea lui Domnul. L-a murit în 1993. Din vârstă de 90 de ani când a murit. Am avut ocazia să-l revăd și pe patul de moarte. Era foarte bolnav la spitalul Elias și noi am avut atunci o conferință a bibliștilor, o conferință internațională a bibliștilor la București, și atunci am avut o inițiativă cu câțiva profesori cunoscuți din lumea, mai ales din Grecia, să mergem să-l vedem părintele Stăniloae, un grup mic, și am mers la spital, dusul era într-o rezervă. Aduc aminte că am fost foarte urât, impresionat de faptul că spitalul era, eram printre dărâmături. Nu se reparase încă de la cutremurul din 77. Și am ajuns în rezerva lui, unde el suferea foarte tare, avea dureri foarte mari. Dar era complet lucid. Și ne-am dus rând pe rând, i-am sărutat mâna, mi-aduc aminte că mi-a sărutat mâna și cunoscuții profesori din Grecia, de pildă, era Sava Sagurides, Ioanes Caravidopoulos, Ioanes Galanis, câțiva, mai ales ortodoxi, sărta mâna și el, și astând pe pat, ne-a binecuvântat pe fiecare. Asta era 2-3 zile înainte de a pleca la Domnul. Ei, părintele Stăniloae ne-a predat, printre altul, un curs pe care atunci îl redacta. Meditând de el și predându-ne cursul, pe care l-a intitulat Sfânta Treime, Structura Supremei Iubiri. Asta era titlul. Sfânta Treime, Structura Supremei Iubiri. Și acest curs era o parte din cursul nostru, a intrat ca un capitol în vestita teologiei dogmatică, tratatul de teologie dogmatică în 3 volume al părintelui Dumitru Stăniloae. Mi-aduc aminte cum ne preda părintele Stăniloae. Avea ochelare, ținea ochelare în mâna dreaptă și cu capătul, cu ochelarul tot se, așa se atingea aici aproape de obraz, aproape de colțul gurii și ne vorbea. N-avea un curs scris în față. Și ne purta la mari înălțimi, meditând despre Sfânta Treime. Repet, titlul era Sfânta Treime, Structura Supremei Iubiri. Ar merita odată să facem acest exercițiu, să citim această parte în dogmatică a Părintelui Stăniloae. Sigur, nu totdeauna e ușor de înțeles. Dar suntem în plină taină divină. El începe acest capitol dogmatică vorbind despre forma tripersonală omusianică a lui Dumnezeu și înțelesurile ei. Forma tripersonală, că trei persoane, omusianică, e un cuvânt
mai greu de înțeles. Înseamnă deofințimea, omousia. Omousia, usia în limba greacă înseamnă ființă. Omousia înseamnă aceeași ființă. Deci trei persoane de aceeași ființă. Și ce înseamnă această exprimare? Dumnezeu este în sine un mister, o taină. Despre existența Lui în sine nu se poate spune nimic. Nu suntem în stare noi să înțelegem. Dar El se coboară prin creație. El se face cunoscut într-o măsură oarecare, în măsura în care noi suntem în stare să înțelegem, prin creație, prin ceea ce suntem, prin ceea ce vedem în jurul nostru și prin providență, prin modul în care Dumnezeu ține creația în existență, asta înseamnă providență. Însă în mod înalt, Dumnezeu se coboară la noi prin lucrarea de mântuire, prin întruparea Fiului Său, Dumnezeu se face accesibil nouă. El este prin fire inaccesibil. Nimeni nu poate urca la Dumnezeu. Este necunoscut și cu neputință de cunoscut, incognoscibil. Este cu totul transcendent, adică dincolo de toate cele create. Este această diferență între imanent și transcendent. Imanentul ține de lucrurile create, transcendența se referă la cele necreate. Deci, prin lucrarea de mântuire a credincioșilor, El se descoperă în modul cel mai înalt. El ne-a creat ca ființe gânditoare și vorbitoare, și se face accesibil, într-o oarecare măsură, gândirii noastre și posibilității noastre de exprimare. Atingându-se de spiritul nostru, trezește noi gânduri și cuvinte care dau experiența atingerii Lui de noi. Ne dăm însă seama că gândurile și cuvintele noastre despre El nu-L cuprinde plin, așa cum este în sine. Aceste gânduri și exprimări sunt pentru noi creștinii flori crescute din adâncimea tainei de negrăit a ființei divine. Gândurile și cuvintele noastre despre Dumnezeu sunt în același timp catafatice, adică spun ceva, descoper ceva, dar sunt mai ales apofatici, adică sunt neascund adevărata ființa lui Dumnezeu. Apofatismul înseamnă ceva care este de necuprins, dar care ne sugerează ceva. Dacă rămânem închiși în formulele noastre, ele ne devin idoli, spune Părintele Stăniloae. Dacă refuzăm orice formule, ne necăm în haosul indefinit al oceanului. Ele sunt finitul deschis spre infinit, străvezii pentru infinit. Prin aceasta pot întreține noi o viață spirituală. Iată, am citat primul paragraf din acest capitol de dogmatică al Părintelui Stăniloae, Sfânta Treime, structura supremei iubirii. Vedeți, deja înțelegeți că nu e ușor de pătruns, de reținut exprimările Părintelui Stăniloae. El începe vorbind despre dificultatea pentru noi de a ne urca la înțelegerea și dificultatea de a ne exprima în ce privește taina Dumnezeirii. Dumnezeu, ca treime de persoane,
este pentru noi sursă și model al comuniunii. Deci cele trei persoane sunt de plin una. Ele există una în cealaltă, una pentru cealaltă. Ele se cumva se cuprind într-o acțiune comună perihoretic, cum se spune în dogmatic. Ele se înconjoară una pe alta, asta înseamnă perihoreză. Există una în alta, se înconjoară una pe cealaltă, sunt într-o unitate de plină, fără însă a se confunda una cu cealaltă. Ceva din taina Treimii. Ei, spuneam că Sfânta Treime este pentru noi sursă și model al unității și al comuniunii. Noi suntem una în ființă, dar foarte diferiți ca persoane. Nu există, în toată istoria lumii, nu există două persoane care sunt fost la fel. Deci până și chipul nostru este foarte diferit, deși pot exista unele asemănări, dar și privește caracterul și toate trăsăturile noastre psihice și spirituale, există o foarte mare diversitate. Ei, în ciuda acestei diversități, noi suntem chemați să fim una. Și în Hristos, noi suntem chemați la această unitate. Și Sfântul Apostol Pavel compară această unitate a noastră în Hristos și totodată diversitatea noastră ca persoane cu trupul și cu mădularele sale. Spune că biserica este trupul lui Hristos, el este capul, noi suntem mădulari unii altora, așa mai departe. Minunată este taina Sfintei Treimi. Și faptul că noi mărturisim pe Dumnezeu în treime ne arată ceea ce trebuie să fim noi. Cum să lucrăm și să înaintăm spre această unitate desăvârșită, având mereu în inimă această lucrare harică a Sfintei Treimi, a lui Dumnezeu cel unul întreit în persoane. E această taină începe să descopere minunat la Iordan, la botezul Domnului. Ce mare sărbătoare! Ea, din vechime, de la începutul creștinismului, a fost numită Epifania, descoperirea de sus, sau Teofania, descoperirea lui Dumnezeu, arătarea lui Dumnezeu. Dumnezeu se arată, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu îi cheamă pe oameni. Dumnezeu îi cheamă pe oameni să recunoască pe Hristos, să creadă în Hristos și prin Hristos făcut om pentru noi să aibă cu toții acces la cel inaccesibil, adică la Dumnezeu cel treimic, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin.